Paște trist pentru Mihai Albu. Acesta nu a putut să fie de sărbători alături de fetița lui și mai mult decât atât, nici nu a putut să o sune, telefonul fiind restricționat. Întreg calvarul prin care trece Mihai Albu, îl aflăm imediat, în direct, chiar de la el. Mihai Albu este în legătură telefonică directă cu noi. Hristos a înviat și mulțumesc tare mult că ai acceptat să vorbești cu noi într-un moment nu tocmai plăcut pentru tine. Adevărat a înviat. Trebuie menționat că Paștele acesta, sărbătorile pascale de anul acesta, datorită faptului că a fost o vacanță mult mărită, a ajuns la 30 de zile, vacanța de primăvară din 10 zile a ajuns 30 de zile, eu am avut dreptul la o treime și am avut fetița la mine până acum 10 zile, am avut-o 10 zile. Da? Okay. Deci mi-am făcut, să zicem, termenul cumva, iar așa s-a potrivit că încă este vacanță și mâine este vacanță și ăsta ar fi motivul pentru care, în principal, nu am petrecut sărbătorile pascale cu fetița mea. Dar anul trecut l-ai petrecut, anul nu? Anul trecut așa s-a potrivit, a fost weekendul respectiv, a fost și Paștele. Ok, dar ai putut să vorbești la telefon cu... Da, m-a sunat ieri. M-a sunat după câte ieri. Zile? Ieri m-a sunat, ne-am zis Hristos a înviat, adevărat a înviat. Ok, din momentul în care a stat la tine 10 zile, da? Da. Câte eu zile nu mai pot să sun. Câte zile? Asta, aici vreau să ajung. Deci nu mai pot să sun. Câte zile? Nu, ea are telefonul restricționat. De ce? Nu poate fi așa... Restricționat doar la apelul tău, doar când vine vorba de tata? Nu. Oricine nu poate fi sunată de nimeni și nu poate suna pe nimeni. Poate doar mama ei și iubitul mamei ei să o sune pe mica, dacă e cazul, sau ei să-i sune pe ei. Păi și tu cum dar te simți ca tata? Na? Adică tu spui normal, că în acest moment iubitul poate să-i da voie să își sune tatăl sau nu, dar tu ești tatăl, până la 18 ani ai drept ca și mama de a alege pentru fiica ta. Sigur că da, și este un lucru anormal care trebuie să se remedieze, pentru că nu este în regulă. Fetița mea, dacă vrea să-mi spună, indiferent ce, poate nu știu, să mă informeze cu ceva, să-mi ceară sfatul la ceva, despre ceva. Sau poate pur și simplu e dor de tine și vrea să te audă. De mine, să poate să mă sune când vrea ea. Iar lucru care nu se poate întâmpla, nu? Nu. De când nu se poate întâmpla? De când e această situație? Să fie 2 ani și jumătate, 3 ani. Deci este o situație din totdeauna, de când i-am dat telefonul. Da. Telefon pe care am înțeles că tu l-ai cumpărat, am înțeles bine? Da, l-am cumpărat și eu l-am dat și eu l-am restricționat. În principal, motivația ar fi să nu stea pe telefon pe jocuri, dar se pot restricționa doar jocurile. Doar, să zicem că n-are voie să sune anumite persoane pe care mama ei ar hotărâ, dar nu oricine, dar bunica ei... părinții Iuliei, adică bunicii ei din partea mamei, noi ar fi normal să o putem suna și ea să, și fetița să ne sune pe noi oricând. Dar cum te simți tu în calitate de tată? Tocmai mi-ai spus mai devreme că doar dacă mama, ceea ce na, e mama, e un lucru absolut normal, dar și iubitul pot decide dacă ea are voie să sune pe cineva sau nu. Dar tu nu poți. Dar tu în calitate de tată tu spui că nu poți. Foarte puțin mă interesează că iubitul ei are voie să o sune. Asta nu e problema mea și nu... Problema mea este că eu nu pot să sun și părinții Iuliei nu pot să sune și mama mea nu poate să sune. În rest, poate să restricționeze pe cine vrea ea. Nu mi se pare o situație normală, trebuie remediată. Ai încercat să ajungi la o oarecare remediere? Ai încercat să faci ceva în acest sens? Răspunsul este următorul. Dacă vreau să vorbesc cu fetița, să o sun pe ea. Și dacă o sună, îți răspunde mama copilului? Da, mama copilului îmi răspunde, dar de multe ori, de exemplu, am sunat acum 3 zile, pe mama fetei, pe fosta soție, am sunat-o și am cerut să vorbesc cu mica și nu era acasă și mi-a zis că o să mă sune mica când o să fie lângă ea. Și m-a sunat după 2 zile. Deci asta se întâmplă de fiecare dată. Uneori mă sună după 3, 4, 5 ore, alteori nu mă mai sună, alteori 3 zile.
Și lucrul acesta îți produce tristețe, așa, ca și tată, ca și părinte. Mie mi-ar fi plăcut și mi s-ar fi părut normal să sun eu, de exemplu, ieri să-i spun eu Hristos a înviat și să o întreb ce face și cum este și dacă e totul în regulă. Mm-hmm, înțeleg. M-a sunat ea când probabil i-a dat voie, că m-a sunat de pe telefonul Iuliei, da? Mm-hmm. Mulțumesc tare mult pentru aceste clarificări pe care ai acceptat să le facem și sper ca data viitoare, când ne vom auzi, să îmi spui că speranța ta s-a transformat într-un adevăr, și anume că poți să vorbești cu fiica ta de fiecare dată când ți-e dorești. Mulțumesc tare mult, Mihai!